Pe DN1H, la kilometrul 55 plus 200 de metri, a avut loc un grav accident de circulație în care au fost implicat un număr de 4 autoturisme. În urma accidentului a rezultat rănirea unui număr de 4 persoane, din care una a fost încarcerată, fiind necesară intervenția pompierilor pentru descarcerare. Urmează să stabilim cauza producerii accidentului. Secția de pompieri Șinleu Silvaniei din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Porolisul al județului Sălaș a fost solicitată să intervină astăzi în jurul orelor 13 la un accident de circulație petrecut la ieșire dinspre Pericei spre Șinleu Silvaniei. În accident au fost implicate 4 mașini, pompierii militari au ajuns la fața locului, au reușit să descarcereze unul dintre șoferii mașinilor în vârstă de 23 de ani și a fost predat serviciului de ambulanță. De asemenea, pompierii militari au curățat carosabilul de ulei și de alte componente ale mașinilor. Eu a fost ultima mașină, în fața noastră a fost o căruță, după căruță a fost un Mercedes care a vrut să depășească, dar fiindcă a venit din fața o mașină, a pus o frână, băiatul cu Skoda din spate a lovit-o în plin, l-au acroșat, amândoi s-au întors, a venit un Golf din față pe care l-au atins și a zburat Golful în șanț, care se vede și acolo, și eu deja am frânat, am intrat, că erau toți pe stradă întoși, am frânat, dar au fost alunecă strada, am intrat în ei, dar eu nu m-am lovit, noi numai atâta că l-am acroșat un pic. Șoferul ăla cu Skoda ne-a depășit și pe noi, cu viteză, am lăsat să nu... Numai noi n-am putut opri din cauza umezelii pe stradă. Am venit de către Șimneu, am venit pe partea dreaptă și când deodată nu m-am auzit în spate, bău! Și atunci eu m-am uitat înapoi și am văzut o mașină cu ieșit foc. Iapa mi s-a spăriat și abia m-am oprit. Atât. Eu în spate nu m-am mai uitat că nu m-a lovit nimic. Eu nu. Yeah.